Mihail Sebastian în trei cuvinte. Delicatețe, sensibilitate și melancolie. Mihail Sebastian e genul de om care atunci când se îndrăgostește e reținut și chiar în culmea pasiunii, să zic așa, se gândește la celălalt. Întotdeauna grija față de celălalt predomină, chiar și atunci când își pierde mințile, să zicem, își pierde mințile cu tandrețe. Da, e foarte bine zis. Și, păstrează grija față de celălalt chiar și atunci când nu-și mai aparține. O carte de căpătii pentru momente de cumpănă. Complimentul absolut pentru o carte. E o carte de căpătii pentru momente de cumpănă. E mai curând sentimentul că viața lui, traiectoria lui intelectuală au ajuns la un punct critic. Marea în care navighează e plină de stânci primejdioase. Sună așa nician. Stânci primejdioase. Un jurnal de bord îl poate ajuta să evite naufragiul, iar dacă nu, poate rămâne, pentru cei ce vor veni, mărturia unui eșec care semnifică mai mult decât o înfrângere individuală. Asta m-ar putea mâna să scriu, să fie mărturia unui eșec, mi-ar plăcea mult. Mărturia unui eșec care semnifică mult mai mult decât o înfrângere individuală. De aici, dorința vădită de a anota tot, în ciuda momentelor, nu puține de oboseală și descurajare. Mi-a plăcut atât de mult. În ciuda momentelor, nu puține de oboseală și descurajare. Exact, exact, exact. Știu perfect. Dacă se poate vorbi de un model literar în acest ultim jurnal, el poate fi găsit mai curând în jurnalul de introspecție de tipul celui ținut de Jules Renard. Jules Renard este sinceritatea, nu se spune, Mihail Spastian. Jurnalul lui consemnează, fără ipocrizie, tot ceea ce, e o, con ce e o conștiință de om poate cunoaște de-a lungul unei vieți care nu e întotdeauna făcută din eroisme. El ne dezarmează prin curajul confesiunii. Puțini oameni au luat vreodată condeiul în mână pentru a fi atât de necruțători cu ei înșiși. Examenul său intim este fără menajamente. El are curajul vanităților lui, curajul invidiilor lui, curajul lașităților lui. Le mărturisește direct, fără a se scuza, cu un fel de cruzime ironică, pe care nu mai copiii o au. În anii războiului, în postura inedită de profesor de literatură, ținea să arate, să arate elevilor săi același chip senin și discret. Atent, fiți atenți, fiți atenți, exact ce vorbeam acum câteva zile despre mine. Atent să-și ascundă strămarea interioară. Ce frumos! voia să fie în fața lor senin și discret, atent să-și ascundă destrămarea interioară. Câtă prospețimă în destrămarea interioară și cât de multe îți poți imagina. Destrămarea interioară. E aproape un titlu de carte, poți face un roman. Nu, poți simți un roman mai degrabă așa. nu scrie scrii niciodată, dar îți pui așa în pat de strămare interioară și apoi îți lași gândurile și sentimentele să plutească. iată reflectat în privirea acută a unui elev de 18 ani, viitorul istoric literar Paul Cornea, așa cum apare într-o sugestivă evocare. Fiți atenți acum! L-am întâmpinat pe Sebastian cu o imensă curiozitate și speranță. Voiam să știm, eram flămânzi de adevăr și nu găseam pe nimeni în jur să ne arate cu deget de lumină. cotul trebuie să o apucăm. Noul nostru profesor nu aparținea oamenilor care te câștigă de la primul contact. Era de statură potrivită. Mai degrabă mărunt după etalonul manichinilor de azi. Bă, asta, asta nu știu, uite. De, de exemplu, eu sunt... Am 1,87. Sunt perfect pentru manichinul de la Zara, dar asta uh, nu are niciun sens pentru că nu înseamnă că ești mărunt. Mai degrabă mărunt după etalonul manichinilor de azi. Nu nu înțeleg. Eu din câte te-am văzut pe ele, tot așa mai săbuț înalt. De ce mărunt? Fizionomia sa gânditoare, cu ochi adânci și buze senzuale, avea un aer copilăresc, reprimat parcă de o îngruntare nefirească, se temea să-și dezvolue lumea la untrică, voia să-și cenzureze printr-o severitate impusă spontanități pe care și le socotea vulnerabile, părea un tânăr îmbătrânit precoce, zidit nu atât din elanuri cât din eșecuri, alcătuit dintr-un aliaj straniu de prospețime și oboseală, de sensibilitate hăituită, dar ținută în frâu. N-avea nimic dintr-un învingător căci îi lipsea aroganța și siguranța de sine. Dar nici nu se mâna învins. Dincolo de anxietatea privirii, frapa în chipul lui o tresărită încremenită de... o tresărire încremenită de orgoliu. Mândria încăpățânată a unui neam bătrân. Așeza între el și ceilalți o distanță politicoasă, dar ferm păzită, încât mi-au trebuit luni de zile de asediu și câteva vizite în casa pe care o locuia în strada timp spre a sparge gheața. Superb! Ne-a plăcut mult! 1935, marți, 12 februarie 1935, 10 seara. Radioul e, deschis, radioul e deschis la Praga. Am ascultat un concert în g de Bach pentru trompetă, oboi, cembal și orchestră. Urmează, după pauză, un concert în sol minor pentru pian și orchestră de același. Sunt în plin Bach, când mi-a plăcut. Devinul Bach, cum ar spune Iosif Saba. Vă place Bach, domnule Sebastian? Bine. Aseară, în timp ce îi scrieam o lungă scrisoare lui Poldi, Poldi, Pierre, Hector, Medic, fratele mai mare al lui Sebastian, stabilit în Franța, uh, ascultam de la Lyon, pentru prima oară, prins extrem de clar al patrulea concert brandenburghez. Pe urmă, un concert pentru pian și orchestră de Mozart. Noi acum avem, dacă scrii pe YouTube, Mozart Complete Works, sau orice compozitor, poți să-l asculti la un click distanță. Încă o dată subliniez chestia asta, că e foarte important. Măi, ai, ai totul. Nu ne imaginăm luxul în care trăim. E incredibil cât suntem de răsfățați și tocmai uh, accesul ăsta ne-a făcut să... lejeritatea cu care putem accesa aceste miracole ne-a făcut să nu le mai apreciem. Mi-l imaginam bucuria cu care prindea pe la radio pe Bach și eu îl am aici și stau așa. Nu fac nici aia, nu fac nici nu mai zic de cărți, am toate cărțile omenirii, le am aici, într-un notepad. Bucuria cu care consemnează, să-l vedeți, că e de fapt și un jurnal de muzică, și un jurnal de lectură, și un jurnal de război, mai multe. Dar aș zice că înglobate toate e un jurnal de tandrețe, da. Am fost la doctor pentru ochi. Mi-a recomandat ochelari și i-am pus. Mi-a recomandat ochelari și am și pus. Mă schimbă destul și mă fac, mă, schimbă destul și mă fac curât a fost amuzant când i-am spus numele. Mi-a spus că în familia lui s-a discutat mult despre de 2000 de ani cartea lui, pe care el personal nu l-a citit. <laughs> A auzit multă lume în jurându-mă. Am dau seama că procesul meu e cu adevărat pierdut. Cum am devenit hulugan, huligan, nu ajunge încă nu ajunge în cercurile în care sunt înjurați și încă după ureche. O vorbă care indică ce formă ia cazul în conștiința publică mi-a povestit-o Sammy Hersh, Hershkovici, duminică la Târgoviște, unde am fost pentru o conferință. Librarul care vindea biletele pentru conferință i-a oferit un bilet unui profesor de, de la școala normală. Sebastian? Aha! Jidanul ăla care s-a botezat! Ah. Cum să mai pești poporul după așa ceva? De la Stuttgart, cam de două ori, două trei ori pe săptămână, bach, după ora 1 noaptea tot de acolo, într-o seară, o delicioasă Klein Nacht Music de Mozart. Am ascultat, prima dată când am citit, nu am amintit acum de am subliniat, că la, mă rog, nu chiar la 1 noapte, dar când se făcea noapte, vreo câteva zile am făcut asta. Ascultam, nu neapărat ce, dar și asta, căutam pe YouTube ce notase el și mă gândeam la el noaptea. Ascultam așa în intimitate, dacă mai și ploua seara, oh, era perfect. Și vă recomand și vouă să-l avem așa în inimii, că a fost un om atât de sensibil, merită, merită rememorat, să mai rămână după el așa o energie, un eco al tandreței lui. Ce poate fi mai intim decât să asculți Bach sau Mozart noaptea și să te gândești la Mihail Sebastian? Ar fi plăcut mult, mai ales la, la, la cu, cu, când vezi cu ce pasiune notează fiecare piesă pe care o ascultă. Primăvară rece, cu ploaie. Nu vreau să spun tristă. Pui trei puncte de suspensie, adică practic ofta. Încercând, ca și mine, să nu fie trist în clipuri, să rămână voios puțin, să dea oamenilor o stare ok. Nu vreau să spun tristă, dar e trist când o spune puțin. Ce frumos. Duminică, 7 aprilie, 1935. Fiți atenți. Alegeri la... Societatea scritorilor români, ce mizerie! Nu-mi iert că am avut o clipă naivitatea de a crede că jocul ăsta e serios. Și acum, din momentul în care renunți să fii singur, totul e pierdut. Nici nu mai repet, dați înapoi. Ok, o repet. Din momentul în care renunți să fii singur, totul e pierdut. Din momentul în care renunți să fii singur, totul e pierdut. Duminică, 14 aprilie 1935. Ieri, pe la 1, a venit Leni, actrița Leni Caller, să mă de la redacție. Ziua era frumoasă, ca în plin iunie. Ea, superbă. Ah, are cu mine nu știu ce timiditate care o face gravă. mi a vorbit despre un amor pe care a fost informată că l-am de multă vreme la Brăila. De asta nici nu ți-am mai telefonat. În felul ăsta îmi explic toată rezerva dumitale. N-am vrut să te inoportunez. Eu protestez. Îi spun că nu e nimic adevărat. Atunci, atunci, atunci mi-am spus, băiatule, stai cu minte. Asta e rezerva mea. Prudență, care va să zică. Prudență, dacă vrei. Eu cred mai mult că e o justă cunoașterea mea. Ar fi să aștept prea mult lucruri pe care nu le merit. Nu știi dumneata ce meriți aici mi-a plăcut, da. Nu știi dumneata ce meriți și ce nu. Mai ales nu știi ce poate gândi altcineva despre dumneata. Asta e bună de pus acolo în tolba înțelepciunii. Pentru că uneori știi tu mai bine că ești o nulitate. Măi, dacă 10 oameni spun că totuși ești ok, ține conști de opinia lor. Nu știi, poate nu știi tu mai bine. Poate te vezi aiurea, te vezi toxic dinăuntru. Ia minte și la cei pe care îi admir, care îți spun că totuși ești ok. Ne-am plimbat prin mingiu și eu eram... <laughs> da, mi-a plăcut Ne-am plimbat prin mingiu și eu eram mândru de cât era ea de frumoasă. Ar putea fi un amor. Nu știu ce înțelegeau ei prin amor, pentru că acum am crezut că ar putea fi o tipă cu care ar putea să facă dragoste. Dar nu e chiar așa. Ia să vedeți. Joi 18 aprilie 1935. Două și jumătate noaptea. Deci până acum au, au pe 14 aprilie și pe 18. Zi plină de întâmplări. Vizită la Leni. Ne iubim. Ce, ce înseamnă asta? Că au făcut sex noaptea respectivă? Sunt ca acele gospodine. Băi și ce a făcut? S-a dus la aia? Și ce a zis fata? Ne iubim. Ne-am spus-o. E frumoasă, e tânără, are o simplicitate de vorbă admirabilă. Și mi se pare așa de inexplicabil faptul că vine spre mine. Dar prudent nu e și nu știu cum o să ies de aici. Câte lucruri mi-a stricat de norocul meu. Aveam atâtea lucruri în mine ca să fiu fericit. Aveam o facilitate extremă, fără complicații, fără drame. Și toate astea rupte groaznic la 17 ani și jumate. mi -e silă uneori, mi-e milă de cele mai multe ori. De ce, Doamne? De ce? C.S. Lewis, De ce, Doamne? O carte. Recomandare random. Aș vrea atât de mult să fiu fericit și aș fi cerut atât de puține lucruri pentru asta. Pentru că... În drum spre casă mă amuzam să sunt din claxon, ea mi-a spus Ai atâtea lucruri de copil în dumneata și ești totuși așa de obosit de viață. Vai cât mi-a plăcut. Eu m-aș îndrăgosti de o femeie care ar avea uh, perspectiva asta, sensibilitatea să observe chestia asta. Pentru cineva care nu mă cunoaște decât de 10 zile, surprinzător de just. Da, așa e. E înspăimântătoare liniștea cu care accept gândul morții. Și apoi el, iarăși imperial. Ai atâtea lucruri de... Deci, pentru că, într-un spre casă, mă amuzam să sunt din claxon, ea mi-a spus Ai atâtea lucruri de copil în dumneata și totuși ești așa de obosit de viață. Pentru cineva care nu mă cunoaște decât de 10 zile, surprinză... surprinzător de just. Da, așa e. E înspăimântătoare în liniștea cu care accept gândul morții. Duminică 21 aprilie 1935. Plimbare cu Leni și amica ei, Jenic Rățescu, la șosea. Prima dimineață de primăvară, după atâtea ploiase. Era cald, mult verde, mult galben. Am luat vermutul și gustări la flora. Leni, delicios îmbrăcat. Mi-a plăcut atât de mult. Să spun, o fie, ești delicios îmbrăcată pentru că are sens. Dresul, ochiții, adică delicios pot să te duci mai mult puțin. Dar îmi place așa în sine, delicios îmbrăcată. Măi, ești delicios îmbrăcată. Ah, ce bun. Îmi place mult. Lumea întocea capul după noi și eram încă o dată mândru că mergeam lângă ea. Băi, de mult îmi place. Lumea întocea capul după noi și eram încă o dată mândru că mergeam lângă ea. El era mândru de ea. Se bucura de cât de de frumoasă, dar avea și el mândria lui de motan. Dar după masă nu e la modul prost, mai nu că o considera așa un trofeu ca un om mediocru. Nu, era mândru, era fericit că stă lângă, ea, pe, lângă o femeie pe care vedea, pe care o simțea, pe care avea capacitatea să o aprecieze, care ea îi vedea frumusețea, care ea se bucura că îi poate vedea frumusețea. Cam asta e. Știa cât e de frumoasă. Era el însuși suficient de drăguț cât să vadă, suficient de profund cât să vadă frumusețea ei, să zic așa. Dar după masă simțeam o, groaz, o grozavă nevoie să o văd iar. Ceea ce nu e bine deloc, că încep să o iubesc serios și cum o să de aici. Asta zic. Ce înseamnă, mă? Deci, ce înseamnă amor și ce înseamnă să o iubesc serios? Amor e așa când, hai, vină pe la mine și vedem un film și apoi vine iubirea, deci pentru ei amorul era așa, hai vină să facem amor, să facem sex. Amor e când ți-e drag așa și face sex. Așa. Mă gândeam dacă putea să zic că amor în sensul că erau împreună, dar nu făcuseră încă nimic. În fine, e relevant. Mă interesează amorul în anii respectivi. Ce înțelegi prin amor în 1935? Marți 23 aprilie 1935. Am întâlnit-o la un meci de fotbal, Venus, Venus Juventus, unde ea a venit însă târziu, fiindcă avea repetiții la teatru pentru viitoare premiere. Totuși să mergi la meciul de fotbal în 1935. Vă că nu prea avea multe de făcut. Te duci la meci dintre ăsta. Utarat cu gaz metan. Nimeni cu nimeni. Gambia Liga 3 -a. Și ea vine cu pălărioala acolo, rochiță, ceva impecabil. Bine, merg, mergeau cum mai vedem astăzi la meciul mai mare, așa, știi? cum te duci să fii văzută cumva. E un eveniment, totuși. Nu mi-explic interesul ei pentru mine. E atât de frumoasă. Sunt atât de prost îmbrăcat eu, atât de stângaci. Îmi dau seama cât de simplu lucru ar putea fi iubirea asta. Cât de odihnitor. Îmi place atât de mult. E atât de frumoasă. Nu mi-explic interesul ei pentru mine. Sunt atât de prost îmbrăcat eu, atât de stângaci. Și cel mai grav, ce am pățit, că femei care mi erau net superioare din toate punctele de vedere, rămâneau acolo din mărinie, te plăceau și nu reușeai să te ridici la, la așteptă, nu te îndrăgosteai. Rămâneai așa, rămâneai cumva recunoscător, va ce drăguț, mi foarte dragă. Dar nu, nu l-ai foc. Nu te aprindeai, ce păcat. Când se întâmplă totul așa, lejer, parcă nu... Na. nu ți explici. Dar ei, uite că s-a întâmplat. S-a activat omul meu. Apoi întâlniserea tot, tot așa la un meci, așa și un prieten pe acolo și el are o amică sud americană și acum, acum vine faza, fiți atenți. Sunt sud-american, sud-americană. Unde locuiesc? Cam peste tot. Uite, acum vin de la Viena și voi rămâne aici vreo două săptămâni. Pe urmă mă întorc la Viena, unde mă întâlnesc cu bărbatul meu, care deocamdată de e în voiaj de afaceri în Africa. Nu, nu locuiesc în Germania. Am o casă la Hamburg, dar n-am mai fost acolo de trei ani. Am să mă duc însă la vară pentru câtva timp pe Avem acolo o vilă, pe urmă poate Africa de Nord, unde avem de asemenea o mică reședință. Bine, el spune asta pentru că zice nu despre asta voiam însă să scriu aici, spuseți altceva, ci despre blonda sud-americană. Am schimbat cu ea câteva cuvinte, destule pentru a schița o siluetă de cinematograf. De asta le spune cu aceste locații și fiți atenți și răspuns de el. Dar bine, i-am spus, dumneavoastră locuiești pe tot globul. <laughs> Mi-a plăcut atât de mult, nu știu de ce. E o spontanitate și e o chestie pe care o spune și Cioran, sunt sigur. E o chestie pe care o spune și eu, cu modestie, lipsă, o spun. Dar îmi place atât de mult. Nai, ai cum să nu ți se pare fermecător. Dar bine, i-am spus, dumneavoastră locuiești pe tot globul. Nu, a soluția, sincer modestă, nu. Ciudați oameni. Și noi care putem vegeta o viață întreagă pe Sfinții Apostoli, Popa Tatu sau Radu Vodă, sau aici la mine, încă cămăruța asta. Of, of, of. M-am lăsat ca un dobitoc prins într-o poveste care știam de la început că nu duce nicăieri. Ce frumos. Iată m am amorezat. Gelos pe toți bărbații cu care s-a culcat. Preocupat la fiecare moment de ce face sau de ce ar putea să facă. Fericit când surâde, nenorocit când e prea veselă. Tremurând când îi aud glasul la telefon. Regăsesc acel flux. Băi, ce dormie de, de stările astea. Ai înțepenit, așa, ți-am pietuit inima, te-ai obișnuit, te ai devenit superficial. Cred că faptul că ai alternative, că ți -e mai ușor, că prin internet cunoști oameni lejer, asta a și dus la o lipsă de intensitate, pentru că gândiți-vă că ei aveau de ales din oameni pe care îi vedeau în realitate doar. Deci ai trei fete pe care le placi și una te place înapoi și totul e acolo, e joci Iată m-am urezat, gelos pe toți bărbații cu care s-a culcat. Preocupat la fiecare moment de ce face sau de ce ar putea să facă. Fericit când surâde, nenorocit când e prea veselă, tremurând când te aud glasul la telefon. Regăsesc acel flux și reflux de sentimente pe care nu îl mai încercasem de mult, de pe vremea geniei, în momentele cele mai acute ale amorului meu, iarăși, de asta am zis de amor, în momentele cele mai acute ale amorului meu, Ali iubirii mele, ale relații mele cu ea, ce înseamnă. Diminețile, când totul e simplu și neimportant, când a o vedea sau a nu o vedea, mi se pare tot una. <laughs> Serile grele de melancolie, de dorință de a o vedea, dorința localizată fizic la inimă. Toate astea o forme de, de un sentimentalism comic, licean, adolescent. Mă revoltă gândul că, între timp, ea face o seamă de fleacuri stupide. <laughs> Mă revoltă gândul că între timp Ea face o seamă de flacuri stăpide Care o amuză și o excită În mica e viața de plăceri Plimbări, frivolități E infinit probabil că între timp se culcă cu unul și cu altul Iar eu am tâmpenia Aici e o mică mediocritate Totuși Cu geloziile astea Nu știu Ce s-a întâmplat cu încrederea Și în tine, dar și în omul pe care îl alegi La ce bun altfel, dacă stai mereu să te gândești că cu altul, e cu altul. Dar despre asta e vorba, dacă e sau nu cu altul, asta e miza. Important e cum sunteți voi. Asta se întâmplă totuși pentru că nu rezonau total, pentru că dacă găsești un om ca tine, nu mai poți să fii gelos pe el, pentru că știi că prin faptul că te-a ales se adoră atât de mult pe el încât clar nu te va înșela niciodată. Dar o știa așa mai superficială, o intră asta așa, era și cu unul și cu altul. Și apoi se, chinuie singur bietul om. Cred că speranța lui deep, deep, deep down să fie îndrăgostită de el și să, să o ducă așa la o loialitate dintre asta de... o loialitate cu fanatică cumva. Să renunțe la viața ei așa zi superficială. Ce frumos totuși. Dorința de a o vedea, dorința de a o vedea, dorința localizată fizic la inimă, tot astea e o formă de un sentimentalism comic, licean, adolescent. Mă revoltă gândul că între timp ea face o seamă de fleacuri stupide, care o amuză și o excită în mica ei viață de plăceri, plimbări, frivolități. E, infinit probabil că între timp se culcă cu unul și cu altul, iar eu am tâmpenia de a-i vorbi cu gravitate. Cu gravitate și cu o ridiculă neîndemânare despre diverse probleme prea încurc încurcate. Ea, care nu a așteptat decât un bărbat în plus, tot ce, ce bun, ce bun. Ea, care nu a așteptat decât un bărbat în plus, în ce situație se pune pe el aici. Ea, care nu a așteptat decât un bărbat în plus, pare obosită de ezitările mele, de prea marile mele complicații și eu sufăr ca un copil de atâtea flecuri fără sens. Aici e hipersensibilitatea lui, poate. Să nu, să nu judec rău. Încerc să nu mai judec, să nu mai fiu atât de... Ah, sunt prea extremistă așa prea. Uf. Aproape că neîngăduitor. Iată. Trebuie să-mi cultiv o bunătate. Voi putea într-o zi să o primesc într-o am, opa, stați puțin că cum vine, limbaj licențios. Dacă sunteți cu părinții și mâncați popcorn, mergeți în camera voastră și puneți la căști ce o să o urmeze acum. Eu, fată bună, voi putea într-o zi să o primesc într-o garsoniere a mea, ca aceasta, să o să bem un pahar de vin, să fumăm o țigare, să punem o placă de patefon și să o ascult cu indiferență, cel mult amuzat. Mai nu îmi place, vedeți că e ceva superficial așa, nu? Voi putea într-o zi să o primesc într-o garsonire a mea, să o să bem un pahar de vin, să fumăm o țigare, să punem o placă de patefon și să o ascult cu indiferență. De ce acest indiferență? Cel mult amuzat. E deja o aroganță dintre asta. Ah, nu-mi place. Poveștile ei despre foști, aman ei despre foști amanți. despre din trecut. Dacă da, va fi perfect. Nu, nu va fi perfect. Nu, nu vreau așa. Nu, nu, nu. Asta e viața superficială. E și asta o formă de fericire și cu siguranță aș fi fericit. Nu mai fi. Îți pui așa pentru că te lovești. Ești în, în durere acum. Nu, 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 nu. Ești prea spiritual pentru o astfel de viață. Nu. Nu voi putea? Încă o istorie ratată și pace bună. <gângătă> mai bine istorie ratată decât așa. Aia nu e în viață. Cel mult amuzant. Asta mă scoate din minți. Sunt cel mult amuzant cu tine. Sunt cel mult amuzant cu tine. Blazat așa, cu ascult, cu dezinteres. Deși e drăguț totuși, pentru că e e dezinteres față de poveștile ei cu amanții ei, sau cu persoanele din trecut, știi? E acea detașare care denotă o masculitate puternică, dar vreau să fie acolo implicat total. Nu să te doară, că nu e, nu, nu e ok e nici gelozie dintre aia penibilă. Dar asta cu cel mult amuzant, nu, vreau să simți mai mult. <laughs> Vorbesc cu Mihel Sebastian acum. Oh... În orice caz, așa cum stau lucrurile, sunt exact, am avut discurs dintre ăsta de om care scrie pe marginea paginilor. Mai nu te duce la ea, <laughs> ca un copil care se uită la o piesă de teatru, nu, acolo vine balaurul. În orice caz, așa cum stau lucrurile, stau foarte prost. E revoltător, e trivial faptul că azi i-am cumpărat jurnalul lui Barbelion, jurnalul lui Om Dezamăgit, am tot zis de această carte, cred că am și făcut clip din ea, oricum vreau să fac. Deci, i-am cumpărat jurnalul lui Barbelion. Ei, despre care, ei, despre care, cu două luni în urmă, Belariu îmi spunea, dă-te la ea, mergi la sigur, se regulează cu oricine și probabil avea dreptate. Mâine am să o văd, duminică pleacă, cu genii am terminat lamentabil, biata fată. Of. Ar trebui să înțeleg și înțeleg de altfel perfect că a scrie aici orice mică porcărie care mi se întâmplă în această poveste de amor e disproporționat. Măi, ce înseamnă poveste de amor, mă? poveste, iubire sau țineți unul la celălalt? Nu știu, nu vă înțeleg. E iubita ta și sunteți într-o poveste de amor? Sau dacă vine o tipă pe care o place așa, cred că și face sex, am avut o noapte de amor ieri. Mai, 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 nu știu, nu știu. Ce e amorul, domne? Ce e amorul, domnul? Domnul Iosif Sava. Amorul, amorul! Bine! Patru ore mai târziu. Stupid, mai rău decât orice am urăzat. Căci n-am scuzat niciunul ea. Am fost totuși la ea, după ce am telefonat de două ori. Prima dată dormea, a doua dată ieșea în oraș pentru o cursă. I-am spus, de altfel destul de bine, cu gestul încruntarea și vocea perfectă, i-am spus că o iubesc. Când gândul tău e că ai avut gestul încruntarea și vocea perfectă atunci când i-ai spus că o iubești, nu o iubești, pentru că atunci când iubești și spui cuiva că o iubești, nu te mai gândești la chestiile astea. Raționalizarea asta îmi dă de gândit mie. Că nu era chiar așa. Cum zice el, nu cred că o iubea. Am încurcat orele, mi-a spus ea candida. Sunt un magar. Eu nu am înțeles chestia asta. Cum, cum poți să spui că la... Că ai torele, Nu, nu planifica să când să se vadă. El venise pe neașteptat din ce văd eu aici. Că s-a dus, că nu mai putea să o aștepte și s-a dus. Adică, dacă vii neinvitat, nu poți să încurci orele, ești mereu la timp. <laughs> Joi 13 iunie 1935. Întâmplarea face să recitesc tocmai acum un volum din Prost. Al doilea. Sunt atâtea lucruri care ar trebui să mă facă sceptic în ce privește suferințele mele de amor. Știu bine că vor trece, știu bine că le voi uita, știu bine că toate acestea sunt erizorii și într-o zi nici ridicole nu vor părea. Atât îmi vor fi de indiferente. Și totuși am spune aceste cuvinte cu și am face aceste socoteli pe care le știu obiectiv juste, nu-mi scade într-un nimic de presiune de azi. Necesitatea absurdă de a o vedea. Durerea fizică de a gândi mereu la ea, de a revedea anumite momente, ce îmi pare acum enigmatice și pe care aș vrea să le dezleg. Exact ce vă spuneam cu scenele în care situațiile, nu situațiile în care vine un prieten la tine și tu îi spui, măi, dar e ilogic să te simți așa. În sens, nici nu merita să, să te consum pentru o tipă ca ea care ți-a greșit în halul ăsta și te-a înșelat sau să zicem că ai a greșit cu, și cu mult. Nu contează, mă, sau dacă îți e dor de genă, dar e absurd dorul ăsta, n-ați mai vorbit de mult timp. Uh, ai, sau te-ai îndrăgostit pentru că ai proiectat și, și el înțelege perfect. Da, mă, da, dar tot simt așa, lasă-mă să mă confesez că nu, nu, vreau sfaturi, că vă și eu ce vezi și tu. Ce dacă e greșit? Am nevoie să simt chestiile astea până la final, să, să trec prin ele tu încerci să fii înțelept așa și crezi că dacă îi spui ah, deci de asta, acum gata, acum că am înțeles de ce sufăr, nu mai sufăr, nu e adevărat. Din păcate, tot ce ai nevoie e să treacă chestia asta, să îți experimentezi până la final suferința, din păcate. Mă întreb una oară ce s-a întâmplat în ziua în care am fost la masă la Blanc. O lasă de o parte trecându-i mâna sub șol și vorbise nu știu ce cu ea. Mă cred că e și puțină perversiunea asta, e, poate și masochism. Îți și place puțin să să imaginezi în diverse ipostaze, te poți excita apoi când o vezi, gândindu-te cum o exploatau ceilalți și încerci să concurezi cu ei, dar deja vine spre fetiș așa spre... O luase deoparte, trecându-i mâna sub șol și vorbise nu știu ce cu ea. Pe urmă, după masă, i-am telefonat. Odată dormea, iar a doua oară ieșise. Ceva îmi spune că când după, după, masa aceea s-a întâlnit cu ea și că atunci când el o luase de deoparte, își fixase un randevu. E mai degrabă despre noi, Imaginația, obsesia e foarte puțin despre obiectul dorit, ceea ce ne atrage și apoi din egoismul, vrem pentru noi să ținem pentru noi și nu ne convine când altul atinge ceea ce considerăm că e al nostru, e chestia asta. De asta îndrăgostirea e cumva toxică. Iubirea apoi poate că merge până într-acolo încât să înțeleagă libertatea celuilalt. Ar fi frumos totuși și în același timp nu sunt de acord cu chestiile astea să fii de acord cu soția, să fie cu alt om de care s-a îndrăgostit așa superficial, știe și ea că e superficial, vorbiți despre asta, e tot ok. Nu știu, mi pare că diluează așa. Chiar dacă aș fi foarte îndrăgostit de o tipă, dacă am soție, am principiile alea, nu pot. Dar poate e un minus de iubire că nu putem să depășim chestia asta, știi? Aș vrea să trăim în libertate absolută, dar să fim și unul în celălalt. A tot mai intim, mi se pare, să depășești ispitele respective și să rămâneți împreună. Să nu vă atingeți de nimeni. E puritatea asta, probabil retrogradă, de bătrân, închistat. Dar asta e, așa o să mor. Și seriile trecute, luni, mi se pare, plecând de la Piccadilly, unde o întâlnisem întâmplător, ea era cu Jenny Cruțescu, le-am dus până la telefon, ea s-a oprit ca să dea un telefon. Cui? Ce? ce stupide preocupări, câte de roase, mai ales că știu tot, ce știu tot ce e inutil în jocul ăsta, prea vechi, prea cunoscut, prea uniform. Și în momentul astea în care el e gelos, își spune, e atât de lucid, e lucid și melancolic. Citiți Adolf de Benjamin Constant. Ben, Benjamin Constant. Adolf, p Citiți, citiți povestea respectivă. Mă regăsesc total mă activez când e vorba de a mă despărți de cineva, să nu fac să sufere. Asta mă, mă, dă pe spate. Sunt gata să mă căsătoresc cu o fată de care nu mai place, dar asta e dacă nu poate să se obișnuiască cu ideea că nu mai avem nimic în comun, nu știu. Stau cu tine până e ideal să ne despărțim pentru tine. Așa era el. Zbucimat așa agitat. Ce stupid de preocupări. Da, asta este luciditatea de care vă ziceam, că și în gelozile respective e cumva temperat, așa. Și aici e luciditatea acelei destrămări interioare, că e atât de lipsit de iluzii și țâșnește și el într-o îndrăgostire și apoi în chiar momentul când e prins în acea vrajă, își spune asta. Cât de copilăroase, mai ales că știu că, că ce inutil e jocul ăsta, prea vechi, prea cunoscut, prea uniform. Și totuși, viața este aceeași și totuși. Dar a ști nu este un remediu. Exact ce vă ziceam cu întâlnirea cu prietenii, cu ele spui, bă, vezi că de asta, uite, nu are niciun sens, uite ce stupid. Trebuie suferi ca un prost, efectiv, ai argumente. Da, da. Asta e, n-am ce să fac. Degeaba știu. Dar a nu este un remediu. După cum am cunoaște exact fazele unei febre tifoide, nu te dispensează de a le suferi. Super, super, super. Îmi place mult. Așa. Sper că v-a plăcut acest clip. M-ar ajuta mult un like. Dați-mi și mie subscribe dacă ați rămas până aici și tot n-ați dat până acum subscribe de ani de zile. Și dacă îți doresc să pot să continui să fac aceste clipuri, mă pot susține cu 8 lei pe patreon.com slash Mulțumesc!